Covrig după covrig se coace profitul. Clienții se înghesuie la simigerii de dimineață până seara, iar cei care au investit în aceste afaceri numără profitul și duc faima covrigilor și peste hotare. Nu umblă câinii cu covrigi în coadă, avertizează economiștii, care spun că succesul patiseriilor poate fi și semn că se apropie criza. Trei sortimente cu semințele fără sarului, mac sau susan. Într-o zi, cam câți covrigi faceți din aceștia? 1500-2000. De dimineață până seara, angajații acestei simigerii nu au pauză. Covrigii sunt copți pe bandă rulantă. După modelare, îi opărim, îi punem la copt și trebuie să stea vreo aproximativ 3 minute pe banda de coacere. Clienții preferă calzi imediat ce ies din cuptor. Pe zi, ați putea să faceți o estimare cam câți clienți aveți? Undeva între 800 și 1300 de clienți, la o locație. Cristi Chițu are 7 patiserii în capitală. Așa că într-o zi ajunge și la 10.000 de clienți. Anul trecut a crescut cu 30% și cifra de afaceri și profitul. Am mărit capacitatea de producție, am investit într-o fabrică aproape 500.000 de euro, astfel încât să putem dezvolta noi locații în sistem de franciză. Businessul cu covrigi și produse de patiserie crește ca o cocă bine frământată, iar cei care au investit într-o astfel de afacere au dat lovitura. Numai primele 4 simigerii din țară au raportat împreună o cifră de afaceri de aproximativ 155 de milioane de euro. Creșterea foarte mare a prețului la patiserie, a prețului patiseriei fine, a condus la o mutare a consumului din zona aceasta de patiserie fină spre covrigărie. Iar acest lucru l-am mai văzut și în perioada crizei economice din 2009-2010. Covrigi. Îl procuri repede și îți continui ce alte lucruri ai de făcut. Numai mi-am luat pachet la mine astăzi și am făcut o pauză scurtă, așa am ieșit la un covrig. Merdenea sau plăcintă cu brânză sărată. Ceva de genul acesta, mai pe sărat. Profitul mai mare din covrigărie e pus și pe seama faptului că în ultimii ani au tot crescut prețurile pentru produsele vândute de acestea. Spre exemplu, acest covrig în urmă cu 2-3 ani costa 1 leu, acum a ajuns să coste 2 lei și 50 de bani. Și celelalte produse s-au scumpit. O merdenea se vinde cu 6 lei, la fel și o felie de plăcintă dobrogeană. O felie de pizza costă 8 lei, iar un sandwich 15. Totul se datorează creșterii energiei, creșterii materiilor prime, în special a făinii, impozitelor, dar și a taxelor pe forța de muncă. Românii consumă lunar 10 de milioane de covrigi, iar antreprenorii luați de valul succesului se extind și în alte țări din Europa, cum ar fi Polonia. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.